ne-am întors să descărcăm și m-am dus frumos la neamărin și am zis așa. Prin vecine, mai ții minte la început când ai deschis matra provălie asta, era amărât vai de capul meu. Da. Mai ții minte? Da. Și am venit eu și te-am ajutat. Și am cărat, am... M-ai ajutat? Da. Nu te-am ajutat? Bine. N-am făcut delivery. Stai așa să-mi aduc aminte. N-am făcut delivery. Da, da, mi-aduc aminte vecine, cum să nu? Am șters și am spălat paharele. Da, 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 mi-aduc aminte. Și nu m-a ajut și matam pe vecine. Și când mi-ai luat banii pentru eveniment, mi-aduc aminte de toate astea. Acum n-am înțeles. Noi avem petrecere latino și Vârciu a venit să-l roage pe neamărin să-l ajutăm noi să descarce, să ne facă el nouă concurență. Ei se înțeleg între ei ca vecini și ne pun pe noi la muncă. Asta vă noi avem aici de făcut stoc. Uite-te, Dicuțule, am și o nevoie de mata. Dacă vrei să mă ajuți bine, dacă nu, nu-i problemă, eu nu mă spăr pe tine. Că tu știi că ești inima mea. La oa, ca să vadă că noi nu suntem chiar fraieri. Noi ne-am descurcat. Bine, vin să ajut. Haide, nu vii? Gata, acum, dar stai să... Că am trebuie să dau ceva de lucru și vin. Venim acum. Hai, vei acum. Pregătește-te. Venim toți. Toți te ajutăm. Toți. Și trebuie să fii atent că odată vine nebunul ăla și îți dau un capac. Tu nu știi ce ai făcut. Vine vreun cataroi în cap, vreo ceva, vreo nuia, vreun par, vreun geam, orice. Un scaun, în dinți. S-a închis de mult. Nu am nici de alea, vă salut. Turkish, merhaba abi. Merhaba abi, Levi Vârciu. This is the best place. Yes. Ponton. The street, it's like Levi Vârciu, the big star in Romania, and Andrei Ștefănescu, a little small star, La Ponton. La Ponton. Yes? I'm waiting for you there to drink some rum, whiskey, vodka. Okay, good. Ce güzel. Das güzel. Bă, 113 persoane, ești nebune? Acolo facem. 113. Unde să mă mai ascult? Sus. Facem partea de sus și afară. Ah, și băgăm și aici jos. Normal. Bine. Măi, vecine. Gata, vecine. Băi, vecine, mă ajut sau nu mă ajut? Da, trăiți-l, bă, hai să-l ajutăm și pe băi. Am luat pe Pepe, l-am luat pe Romică și ne-am dus la el aici, pe faleză, unde vrea să-și deschidă și el, un restaurant. Andrei! Pam! Eram sigur, mi-a stat nimic! Am auzit că ți-a fost dor de mine! Dar de ce-l bați? Am auzit că ți-a fost dor de mine! De ce-l bați? Am auzit că ți-a fost dor de mine! Ți-a fost dor de mine! Bă, zi-mi că nu mai dau ție! Stai-mă un pic, stai-mă, nu f***i energia! Hai să am cam două de alea, să le dau și jos. Ce e? Stai ușor. Bă, și-a adus plante, băi! Uita, bă! Ce credeți că aveam mașină? Palmieri. Hai, mă, dați-mi aproape aici, hai. Mă, așa, te dăm jos aici, mă. Hai, mă, bagă-te aici. Hai, cine l-a ținut să-i cadă cu... Să-i cadă cu... Opa! Trage-l încolo. El nici nu s-a apucat să-și facă treaba și a adus palmier, mă. El pune palmier. Trage-l încolo, hai. Stai un pic, neamărine, stai un pic. Stai un pic. Nu, nu! Nu face glume. Nu face glume că se moară draci dacă nu face glume. Stai bre, nu face glume. Dacă faci o să moară draci. Dacă tot ți-ai smă ajuns, nu să mă ajut. S-au făcut ochii rotunzi așa. Ai văzut ochii rotunzi? Mi vine să cred. Ce poți să urle? A intrat în derivă, l-ai văzut? Da. Deci nu mai știa nici el ce vrea să facă. Urcă-te în mașină, îi lua pe toți. Stai ușor, ca rotund. Numai că îl strici. Hai. Hai, mă, puneți mâna pe el, băi, Pepe. Hai, mă. Ajutați-l. Bre, neamărine, hai să zic ceva. Noi acolo, 3 lei, 2 lei, 20 de lei, mei le dăm trei feluri. Care și băutură în bani. Ăsta e cu palmier, cu altceva, s-ar putea să aibă clientul. Lasă-mă că e bine, dă mă, de vină cu ajută-mă. Hai mă, ajutați-mă. Bă, mă, că fac cu brațele alea nefusă. Tu ai observat că singurul care a zis ceva de bine de noi a fost Pepe. Deci băiatul a fost sincer. Nu că ne-a apreciat pe noi. Eu știu ce sincer e Pepe. Deci eu știu că-l cunosc. Pepe bagă pe ăla să-l bage pe ălălaltul, după ce-l bagă pe celălaltul, scoate pe ălălaltul și-l bagă pe ălălaltul. Și n-ai cum să te superi pe el pentru că nu-ți dai seama că a îmbârligat el. Am dat, mă, doi jos, hai, mă, să-i dau. Bă, dar te roade oftica că eu am palmier și tu n-ai ce toftic. Nu, mă, roade, mă. Pentru ce, lasă-mă să-i dau frumos. Hai. Și? Ce faceți, mă? Hăiță, ăla, hăiță, la cea. Și eu trăgeam și nu înțelegeam de ceva. Hai. Mersi de ajutor. Du-te, du-te. Hai, vino să te dau jos. Vino să te dau jos. Bă, după ce ți-am dat jos trei, nu mai vrei să te ajut. Mulțumim, neamărin. Pune-mă. Pleacă. Pune-mă, dată-mă. Păi stai-mă așa un pic. Lasă-mă că-l dau jos. Îl dai jos, să mă arăt. Dau jos, sigur. Băi, nu fii mă arăt.
s-a transformat total. Deci s-a transformat de supărare de ceva. S-a urcat în mașină și a vrut să ne dea palmierul jos. Lăsați-mă că îl iau eu singur. Eu am palmierul 500 de kg, să ne înțelegem. Am ținut amândoi, împingeam de... și el trăgea de palmier și noi împingeam palmierul. Lasă-l pe mașină mai bine, du-te de aici. Lasă-mă să-l ia, să vedem dacă poate să-l ia până la mătoare. Dacă spatele tătecuțului să-ți facă... Să moră de repede, cam ceva. Dar cum l-ai luat noi singur până la mătoare? Cum îl iau, dacă aș cu tine, uite, 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 dar ce ai făcut, mă, mă? Băi, mai faci o glume, bă! Stai pe glume, bă! Bă! Faci o glume, bă! Nu tunde! Mă, bă! A luat o farfecă să ne taie, să ne ciopâncească. Mi-a alergat cu farfeca pe acolo, vrea să mă tundă. Seamă ce nervi ai avut? Du-te! Du-te! Mersi frumos, vecine! Mi-ai fost de mare ajutor. Du-te! Adică tu... În general, nu l-am atat, vrei, taci! Hai! Salută-l pe Neamărin. Să treci, Neamărin, mulțumim, frate. Ne-ai ajutat de mai bine, nu vei? Lasă-mă, dar dracu! Omoare-mă! Ce cu el? Nu, dar ce cu el? Trage-mă! Ce cu el? Să mă arătă! Și rămâne! De ce dai prin el? Eu nu cred că Neamărin a vrut să-l ajute, cât a vrut să se apropie de ei să-i mardească. Sincer să fiu, mie mi-a făcut plăcere că nu mai mă bătea pe mine, știi? Ok, vin să-ți bat angajații? Ce angajat? De aici. Ăsta-i angajatul tău? Ăsta-i angajatul tău? Da, da, da. Asociații. Ce? Și pentru el. Bine. Du-te acolo la sărăcie, vrei? Băi! Lasă că vezi! Te-a albit patronul tău. Uite ce înseamnă trei frunze. Și-a schimbat toată mizeria. Mesele se când deschizi și astea. Aia, dacă dai și un pic de muzică, mamă, e bombă. Hai, mâine putem să luăm aia de porumb? Mâine, da. Da? Porumb mâine. Bă, nu cred. Deci nu mă că m-ai ajutat. M-ai scos din belea. Mi-ai omorât. N-ai cum să nu-i mulțumești unui om care a făcut pentru tine foarte multe lucruri, din prietenie.